Registrare pornito. Gata. Bună ziua, dragi și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Cum se vede tabla bine, nu? Da. Bun. Am văzut, Măriuca, că și filmele sunt puse. Majoritatea cred că au și intrat, sunt vizibile, bănuiesc eu. Nu m-am mai uitat astăzi, dar seara m-am uitat. Bine. Așa că ne bucurăm că prietenii noștri vor intra repede în posesia lecțiilor și se vor bucura foarte tare când noi ne-am apucat de acest proiect. De fapt, titlul lecției este acesta: Operații. Operații cu fracții. Că porniți noi cu putere, dar am fugit spre fracții, o să ne întoarcem la putere, nu lăsăm nimic nefinalizat. Fracții. Și hai să vedem cum a mers tema pe care ți-am dat-o, să vedem exact dacă rezultatul este acela corect. Eu nu am egășițiu, îți dai seama că Da. nu am bine și te rog să mi-l dai. 5 pe 74 5 supra 74, da. minus Da. 3 supra 77 3 supra 77, da. plus 7 supra 125. 125. Să pornim la Am treabă. făcut descompunerea, dar la Hai să pornim la 74, cât pierdem timp până când. 37 ori 2. 37 ori 2, da? Da. Deci există deodată. 37 ori 2, sau 2 ori 37, am să spun. Da. 37 ori 37, ce fel de număr are mari? E un Descompunere. prim. Mă acceptă? Nu. Nu, e număr prim. Să fie sănătos. 77. 11 ori 7. Așa, 77 egal cu 11 ori 7. Ai zis bine? Și 125 egal. 125 egal cu 4 ori 5 la puterea a doua. Stai. 4. De ce ai gândit la 4? E să vedem. Hai să luăm deoparte. Eu 125. că am făcut mai întâi Prin 5. 25 ori 5 și am descompus pe 25. Deci, pe loc merge prin 5. Ai zis foarte bine. Prin 5, pentru că ultima cifră e 5. Și Da. atunci, la împărțire, 5 în 12 de 2 ori. Adică, ai zis bine, 25 va fi câtul împărțirii, nu? 125 împărțit la 5 fac 25. Da. Da. La rândul 25, iarăși merge prin 5. De Și patru. merge de 5 ori și, în sfârșit, 5 este număr prim, îl ducem dincolo și 5 în 5 odată. Adică 125 egal cu 5 la 3, nu? Da. Și acum hai să aflăm cel mai mic multiplu comun. Cel mai mic multiplu comun egal cu 5 la 3-a. 5 la 3, sigur că l-ai singur. Ce zi facem? Dar toate numerele sunt în fine. Deci 5 la 3 Ori 2, ori 2, ori 30. nimic comunului. Ori 11, ori 7, ori 11 și ori 37. Deci numai necomuni. N-am întâlnit niciodată o situație de asta. Noi știam că atunci în descompunere frecvent întâlnim și comuni. Da, aici e doar un singur comun. Care e comun? A, nu. Nu-i nimic comun. Nimeni. Nimic, nimic. Deci toți sunt necomuni. Așadar, i-am luat pe toți. Știi cât va fi acum? Ar fi 74, 77, 125.
Deci înseamnă că e 74, ca să nu mai pierdem timpul, că de regulă vrem să avem descompunerea aceasta când avem și ceva comuni. Dar dacă toți sunt necomuni, înseamnă că sunt cele trei numere înmulțite constituie cel mai mic multiplu comun. Ori 125. Dacă ăsta e cel mai mic multiplu comun, care face cât la mulțire? Te rog să vezi. Acum, mai întâi fac cu 74 ori 77. Da. Vorbește, te rog, ca să aud. 8 ori 7. Nu e 8 ori 7, n-am niciun 8. 7 ori 4. 7 ori 4, 28. Da. Doi în minte. 7 ori 7, 49 cu 2, 51. Da. 7 ori 4, tot. Ei, repetăm, să vede. Este din nou cu tot cu 7, este ceea ce au fost mai înainte, deci 518 punem, dar începem cu 0. Da, 7 ori 5. 7 ori 7, iarăși cu 2, 51. Așadar, 8, la mulțire. 6, 5. 5698. E, și acesta trebuie mulțit acum cu 125. Să luăm deoparte, 5698 ori 125. Și începem. 5 ori 40, 04. Așa e. 9 ori 5, 45 și cu 4, 9. 4 minute. Deci 5 ori 40, 45, 49, 9 și 4 ține minte, da? 5 ori 6, 30 și cu 4, 34. Da. 3 minute. 5 ori 5, 25 și cu 3, 28. 28. 2 ori 8, 16, 6, 1 minute. Începem cu 0. Totdeauna am trecut la 10, ca să nu încurcăm, începem cu 0, că 10 la 1, 0. 2 ori 8, 16, zi bine. 2 ori 9, 18 și cu 1, 19. Da. Nu minte. 2 ori 6, 12 și cu 1, 13. Da. 2 ori 5, 10 și cu 1, 11. Așa este. 1 ori 1, 1 ori 8, 20. Începem cu 20 ori. Suntem la cifra sutelor. 8, 9, 6, 5. Exact. Și numărul care rezultă? 0, 5. Da. 22. Eu unul acela îl punem repede la 9, facem o 10, 8 și 4, 12. 22. Deci nu trebuie să adune în ordinea în care sunt ele, ci funcție de cum îți vine ție formarea 10. Știu, știu, dar eu am vrut să fac 9 plus 9, adică 1. Am înțeles. 9 plus 9 fac 18, dar să faci 10. Știi că lumea hăiță îi spune așa. Ia să vedem noi doi prieteni care fac 10. Că o grabă e să-ți faci o primă 10. Bine. Da? Toate acestea ți le spun, Măriuca, pentru a face, pentru a avea viteză. Și acum, 2 plus 3 plus 9 este 20. Deci 10 ai făcut aici. 2 acela care a venit, ai făcut 10, așa aș fac. Și eu vorbesc... Din 3 am luat 2, am pus la 8 și cu 1 rămas am pus la 9.
Da, și ai făcut 20 și cu 2 care vine din urmă, 22, Da. nu? Așa. Foarte bine că ai făcut și așa, că așa e corectă. Și acum? Acum 11. 2 același cu 2, 4 cu 6, 10 și cu 1, 11, ca să nu uităm. Și în sfârșit 7, da? Da. Deci 712.250 este numitorul comun. N-am întâlnit niciodată un numitor cu ăsta. Cum o fi venit mie, o fi venit în minte să-ți dau așa ceva, niște numere de acestea? Nu știu. Nici nu m-am gândit vreo clipă că va fi Dar un... măcar acum știu dacă în situația asta, dacă nu există. O, asta e! Că tu ai fost un Că moment eu decisiv. aici am făcut toate calculele. 5 la 3 ori 2 ori 7 ori 11 ori 3. Da, Măriuca, dar tu acum ai înțeles că sunt situații de acestea când niciun factor nu-i comun și atunci produsul celor trei numere, ca să nu mai faci acum 5 la 3, 125 ori 2 ori 7 ori 12 ori 3, 7, e 74 ori 7, 7. Deci vezi, este totuși tot rău spre bine. Instructiv și acest exemplu este. Nu? Deci asta a meritat să reținem. Și acum, egal mai departe cu cine spunem noi, egal cu Egal cu 71.000, nu, 712.250. un numitor comun, Da. 712.000, 250, și acum trebuie să facem împărțirea fiecărui acestui număr multiplu comun la fiecare dintre numere, la 74, la 77, la 125. Hai să văd, mai merge și șmecheria noastră. Dacă împărțim la 74, ai putea să îmi spui? Sau poate face cu șmecheria? Merge șmecheria? Merge, ce zici? Deci care e numărul multiplu comun? 74, 77 la 125. Faptul că împarți la 74, cât au rămas? 77 ori Sigur 230. că da. Numai facem mulțirea asta. Da. 125. Mai bine facă mulțire decât împărțire. Ah, păi vezi, 125 la 77. Adică o să facem și împărțirea aceea să vadă prietenii noștri cât timp consumăm. Deci 127 ori 77. Te rog să vorbești repede. 5. 7 ori 5. 5, 35, 3 minute. Da. 2, 7, 14 și cu 3, 17. Da. 1, 7 și cu 1 din minte, 8. 8. Așa. Acum copiem, nu? Începem cu 0 și copiem 5, Da. 7, 8. Că știm noi de ce. Că dacă Adunăm. am rest așa, o să fie la fel. Sigur că da. 5, E aceeași cifră. 7 cu 50. 2, 6, 6, nu? 9. 8 și Da. 8, 16, 6, 6 și 9. Deci pe prima amplificăm cu 9625. 9625. A doua. Cu cât o amplificăm? Sau hai să facem și împărțirea. Hai să vedem dacă este adevărat. Hai să facem împărțirea numărului acela. 712.000, 712.000, 712.250 împărțit la 74. Egal cu. Oh, okay. De 7 ori 4. Deci câte cifre pentru start să luăm? Deci mai întâi trebuie să luăm 3.
Da, neapărat 3, adică două, ar, două. Dacă primele două ar fi fost mai mari decât... Sigur că da. Decât numărul, numărul. Atunci ar fi fost ok. Perfect. Și eu zic din 9 ori. De? 9 ori. De 9 ori, sigur că da. Cam dat la nimereală. Nu, nu. Te-ai uitat de aici. Nu. Te-ai uitat de aici de câte ori merge. Ai cifrele de așa construite. 9 ori 4. 9 ori 4. 6, 3. Cât? 9 ori 4? 36. 6, da? 3, 6, 6 și 3. 77 ori 9, 63 cu 3, 66, 6, 6, 6. 6, 6, 6, da. Nu, o, nu-mi place numărul. Să scădem, da? Nu-mi place numărul. Nu-mi place, nici mie, dar trebuie peste el, ce să facem? Dacă așa s-a brodit. Ce coincidență? 6 din 12. Okay. 6, 12, 6. 0 din 6 nu se poate. Nu știu. 0 din 6. 10. Da, de 10 6, minus 4. 6, 4. La exprimare, un pic. Dar ai zis mai devreme, 0 din 6. 0 din 6 nu se poate. 6 din 0. 6 adică din... ăsta e descăzutul de sus. Și noi am fost puși în situația din 0 să scădem pe 6 și nu se poate. Deci ne exprimăm corect pentru că toate acestea, atunci când vorbim, sunt registrate. Deci 6 din 10, 4 și 6 din 6, nimic. Da? Mergem mai departe. 2. Da. 6 eu zic să facem de 6 ori. Lasă, nu mai spui tu la numerale. Da, da, e fără nimerală. O să facem noi data trebuită. Nu, 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 chiar e cifrile aici. 9625 le-am obținut și zici la numerale pentru că știi că folosește asta. Bravo. 6 ori 4. Eu chiar la numeral, dacă îi dădeam la numeral așa corect, deja deveneam Einstein. Da, deveneai suspectă în felul ăsta. 6 ori 4. 6 ori 6, 24. Da. 4 ori 6. 4 ori 6 sau 6 ori 4, totul mai este? Da, am zis 6 ori 6 din greșeală. Da, așa este. 7 ori 6... 42 și cu 2, 44. Da. Iarăși toate numerele sunt la fel? E o ciudățenie, să știi că nu cred eu că se va întâmpla așa tot timpul. 6, 6, acum 4, 4. În sfârșit. Dacă ce, următoare e data viitoare, 222? Dacă se întâmplă și data viitoare la asta, ne ocupăm de rezultatul ăsta așa. Să vedem de ce motiv. 8. 8. 1. Nimic. Nimic. Acum 5. Deja durează mai mult. Așa. Nu știu. Poate 200 de ori? Nu există 200 de ori, e o singură cifră. Cifrele sunt până la 9. Și, așa cum observi, de două ori, ca 7 în 18. Glumeam! Știu, te-am văzut că glumeai, dar așa, pentru prietenii noștri, am punctat că nu putem spune că merge de 100 de ori. Merge de un număr de ori până la nivel de cifre, nu? E o cifră. Și asta înseamnă până la 9 cel mult. Totdeauna trebuie să înțeleagă și ei. Eu am punctat pentru ei, că tu știu că ți-e clar asta. Așa, deci de două ori, două ori. Stai cam. 148. 148. După calculele mele. Da. Uite, nu mai e la fel de data asta. Nu mai e. Nu mai e gata. Așa s-a brodit atunci. Am înțeles. E o întâmplare.
Nu există motiv pentru cercetare. 8 din 15. 7. Da. Sau cum zici tu, 7. Da. 3. 3, corect. Și nimic. Ultima. Ultima cifră. 0. 5. 5. Prietenilor noștri, le spunem că atunci când n-au chestia asta, cum am avut-o noi ca atunci ar trebui să studieze. 5, te gândești 4 ori cât se facă cu 0? 4 ori cât se facă cu 0 la sfârșit? Pentru că trebuie să se încheie împărțirea. Și 4 ori 5. Tot atât de bine, 7 în 37. Adică, care e cel mai aproape? 7 ori 5. Deci, ambele, nu, controlând și fii de la sfârșit și fii la început, constatăm că 5 este cel mai bun. 5 ori 4, 20. Și sigur se plodește perfect, 37. Și iată, dragilor, într-adevăr, 9625. Și cum mă spunea și Măriuca, am muncit mai mult la această împărțire, nu? Ca timp. Consumat ca timp, însă am făcut așa asta și ca un... Dacă la test făceai așa și există să faci mai ușor cu înmulțire, că înmulțirea mai ușoară. Sigur că da, asta vreau să le spunem prietenilor noștri. Că dacă au înțeles din cine se compune cel mai mic multiplu comun, acest număr 712,250, care este rezultatul mulțirii 74 cu 77 și 125, la împărțirea cu 74, repede vedem că avem de mulțit factorii 77 ori 125, aceștia sunt cei care contribuie până la 712,000 și imediat îți dai seama cât amplifici. Decât să faci împărțirea, mai riști să... Dar noi am făcut-o instructiv pentru că trebuie să spunem un lucru, Măriuca. Antrenamentul ăsta îl facem cu gândul de a avea viteză și în cazul ăsta, că uneori vom fi și puși în situația să facem o împărțire, că nu avem altă alternativă. Și atunci o facem, trebuie să mărim viteza și siguranța în așași timp. La 7-7. Pentru a amplifica la 7-7, hai să nu mai facem întâi înmulțirea. 74 ori 20. Ca să nu am eu mecheria, nu? Adică? Ca să nu zic eu din prima, nu? Mai citit aici? Să ai dacă cum ți-am comunicat eu asta? Da. Știi cum? Mi-ai arătat o dată într-una din zile trei degețele. Și din cele trei, cineva îi Duhul Sfânt. Ah. Și eu am comunicat asta și tu m-ai recepționat. Uite, așa e prilejul ăsta de a-mi comunica. Când înainte de a fi telefoane și toată povestea asta, este așa rețea. Rețeaua Duhului Sfânt. E minunat. Ia să facem asta acum. Deci, 7.012, 712.250 împărțim la cât? La 77. La 77. Egal. Putem să luăm de trei numere. Da. Poate de 8 ori? Gândul de bate să încerci de 8 ori. Fiindcă e 71, merg pe mâna ta. Ce? De 8 ori, că tu ai văzut că mai este din urmă cifra unităților 7 și așa, va aduce contribuții. Cred că e bine. Te rog. 7 ori 56. Da. 8 ori 7 ori 56 și cu 5-ul din minte, 61. Da. Cât? 71 sau 61? 61. 61, așa. Da, 71, corect, foarte corect. Da, bine că am... Te-ai fost tu pe fază și iată, eu greșeam. De 7 ori 8, 56. 6 din 12. Să vedem. Da. Deci, 6. 9. 9.
Încă o dată trebuia. Deci, încă o dată, de 9 ori. Eu am avut așa în gând să zic de 9 ori, dar zic că lasă să lasă așa. Să vezi de ce am gândit eu de 9 ori. Data trecută a fost 74 și a început cu 9. Și lămăsesc și un rest destul de consistent. Acum, când am văzut 77, la inițiativa ta zic, nu-i dau peste mână, pentru că se va convinge. Asta e inițiativa ta, te-am lăsat așa, dar de 9 ori. Și mă gândeam la 9, dar am zis, poate că o să fie prea mult 9. Te-ai gândit la asta. Dar uite, știi de ce? Că ai ieșit 71 în 7 de 10 ori. Și deci există o rezervă, când azi, nici nu puteam zice de 10 ori. Că nu-i cifra asta. Deci maxim din 9. Și atunci eram împins mai degrabă spre 9. Să vedem acum, 7 ori 9. 693. 33, 3 și 6. Nouă. Iar 69, da? 63 cu 6, 69. Este bine? Este mai mic? Da. 3 din 12. 3, 9. 9. Stai aici. Da. Și... Unu. Așa, că e 9 din 0 rămas, ne-am pruptat 9 din 10, 1, corect, și nimic. Mergem și coborâm pe 2. Întrebare ciudată, pentru că am făcut din greșeală sunetul de albină. Cum mai stau albinele? Acum ce? Ce mai întâlnit? N-am înțeles. Acum de câte ori se cuprinde? 7, bine. 19? De 3 ori. 3 ori 7, 21. Depășește. De 2 ori. Da. Și avem 2 ori 7. 154. 154, da. Tragem linie și scădem. 8. 8, da. 3. Da. E bun restul 38 față de 77, deci ne place acest răspuns. Coborâm pe 5. Pe 5, 7, adică 7 a 10-lor în 38. Așa gândim. Poftim? Ca să vedem de câte ori merge, spunem 7, adică cifra 10-lor, în primele două cifre aici. 7 în 38, în 3 nu putem gândi, ci în 38. 7 în 38 de cel mai aproape 7 ori, cât se facă aproape 30 și... 5. 5. Și acum zici, 5 ori 7. 5 ori 7, 35. Da. 5 ori 7, 35 cu 3, 38. Un pic mai, viteza mai mare, că pierdem foarte mult timp. Mă bucur că am făcut, trebuie să facem un antrenament, văd că și aici, la creșterea vitezei, mă lucra. Da? La împărțire. Trebuie să meargă foarte repede. Deci, ai zis, fiecare secundă care trece, gândește că ești la un test, și fiecare secundă care trece, o pierzi. 5 ori 7, 35, 5 ori 7, 35 cu 3, 38. Așa vreau să fie, mult mai repede, da? Nu așa lent. Bine. Și coborâm pe 0. 0. Care 0 va fi dus la cât? Deci numărul care, pe care l-am obținut la împărțire este 9250. 250. 9250. Și acum... Hai să facem și mulțirea.
Cui? 74 cu 125. Să vedem dacă ne dă numărul acesta. De 74 de 125. Să vedem dacă... Nu, sunt cele două. 74? Da, uite de ce. Că în momentul în care am văzut că numărul cel mai mic multiplu comun este compus din 74, 77, 125, iar 77 este cel pentru care vrem să vedem, nu, cu cât amplificăm pentru a ajunge, cu cât amplificăm pe 77 pentru a ajunge la 7.112.000. Cu 74 ori 125, cu celelalte două numere. De aceea, trebuie să ne dea același lucru. Trebuie să ne dea la mulțirea asta tot 9.250. De 77 ori cât am spus? Nu 77. Nu 77, invers. 125 ori 74. Așa, 125 ori 74. Te rog. 20. Da. 2. 8 cu 2, 10. Da. 1 ori 4, 1, 5. Bun. Începe cu 10, deci punem o 0. Șapte, ori cinci. Da, vorbește, în timp ce lucrezi, aplicai ți-l, vorbești și eu să scriu și eu. Eu nu pot să vorbesc în timp ce scriu. Hai, te rog frumos, pentru că trebuie să vorbești ca să poți scrie eu. Da? 35. Hai. 35, scriem 5, ținem 3 în minte. Da. 7 ori 2 și cu 3, 17. Bun, 7 ori 2, 14 și cu 3, 17. Ai zis bine, eu sunt atent. 1 îl păstrăm, 7 ori 1, 7 și cu 1? 8. 8. Tragem glirii 0, și 0. 5. Da. 2. Da. 9. Este același număr, 9250, dar prieteni dragi, trebuie să le spunem asta. Noi am pierdut mult mai mult timp la împărțire, așa cum se face în mod obișnuit. Și iată multă o viteză mult mai mare, doar simpla mulțire. Văzând că 77 la numitorul ăsta suntem și în componența numărului 720.250, în afară de 77, intră și 74.125, le-am înmulțit și mi-a dat rapid, așa cum știm prin acea comparație, pentru a afla numărul cu care am amplificat. Și să facem acum împărțirea la cine acum? A numărului respectiv, tot așa, întâi, al lui 7.012, 712.250, împărțit acum la 125. Egal cu? Luăm trei numere. Ai trei numere, trebuie să te gândești la trei numere obligatoriu cu care pornești. Și îți formează un număr suficient, îți permiți să începi lucru. Da, acum văd ceva. Deci... Ca 1 în 7, ar merge de 7 ori, dar fiindcă ai în spate, hai să luăm de 6 ori, ca să-i lăsăm rezervă. Deci 1 în 7 merge de 7 ori, dar noi lăsăm o rezervă, zic, de 6 ori. De 6 ori câte 25, cât va face? De 6 ori câte 25 face... 4 ori face, câte 25 face 100 și încă de 2 ori 50 face 150. Și cu 600, 750. Depășește. N-are, vezi, aceste lucruri, Mariuca, le comunic ca să mergi printr-o evaluare rapidă,
să-ți dai seama că nici 6, 6 ar fi prea mare. Și atunci îi ducem la 5. Încă o dată. Conform raționamentul care aveam rapid, 1 în 7 merge de 7 ori, dar nu-ți permis să iei de 7 ori, pentru că nu ai o rezervă destul de mare. 25 aduce o contribuție mare la formarea numărului, când mulțim cu 7 sau cu 6. Și chiar cu 6 n-am mers. Pentru că am văzut 600 și 25 ori fac 150, deci trebuie să coborâm, să luăm de 5 ori. Vezi? Așa, e foarte important, pentru că tu te ajupi să muncești, ai sesizat dacă depășești, trebuie să ștergi. Consum timp. De aceea avem grijă să facem evaluări de acestea în mintea noastră, în un calcul mental, și să putem da răspunsul. 5 ori 5? Hai. 5 ori 5, 25, 2. 5 ori 2, 10 și cu 2, 12. Da. 1. 5 ori 1, 5 cu 1, 6. 625, e bine, e mai mic, putem scăderea să o facem? Da. Hai, 5 și 12, pierde mult timp. Știu, dar scriem de aia. 7. Da. 8. Da. Nimic. 87 un rest bun, pentru că e mai mic decât împărțitorul. Totdeauna să faci observația asta. Coborâm pe 2. Da. 8. Hai, fă tu raționamentul aici. Ca să te duci pe... Ok, eu zic de 7 ori. Tu zici de 7 ori. Da, 700. Și de 7 ori cât e 25? Ia să vedem. De 6 ori câte 25, am făcut 150, că am făcut calculul. Și încă o dată, în 25, fac 175. 700 și 175 fac 875. Depășește de puțin. Și asta evaluarea o facem. Deci, încă o dată. Ai zis 875? 807, va face 875. Deci, iau încă o dată. De câte ori ai spus tu? De 7 ori, nu? Atunci de 6 ori, care va face 7 ori. Hai să faci, să urmărești, când n-ai urmărit cu foarte multă atenție, și vreau să înțelegi bine. Tu ai zis să luăm de 7 ori. Eu în timp când ai pronunțat de 7 ori, am și făcut calculul. 700 s-au făcut la 100 și de 7 ori câte 25 fac 175. Și 700 și cu 175 face 875. Deci depășește pe 872. Și atunci e clar că eu n-am să încerc. Acum eu am povestit, dar asta în mintea mea se produce cu multă viteză. Asta datorită antrenamentului care l-am făcut în timp, această evaluare a rezultatului mulțirii mă face să am un ritm foarte bun la împărțire. Și atunci nu încerc de 7 ori, ca după aceea să șterg și nu știu ce, nu știu cum. Deci mă duc deodată la 6, cum am spus, da? Poftim. 750. Da, 6 ori 5, 30, 0 și 3. 6 ori 2, 12 și 3, 5. 750 e rezultatul final aici. Hai, te rog, repede. 2 la scădere. Da. 2. Da. 2. 1. 122 este mai mic decât 125 și e foarte bine. Coborâm pe 0. 2. Sigur, acum avem un număr din 4 cifre. 2 rămân la sfârșit,
2 și acum ca 1 în 12. Ar fi de 12 ori? Nu. Nu, da, că vine 25 ăla. Și nu-i, și nu-i cifră. Noi da. Dintr-o simplu cifră. Bunul simț mi-ar spune de 9 ori. Dar 9 ori 5 fac 45 și nu se încheie împărțirea. Deci 9 ori 5 fac 45 și nu se încheie. Și atunci mă obligă situația să mă duc chiar la 8. Ia să vedem. Dar... eu am crezut că nu o să meargă. Tu, și eu am fi vrut să pentru meargă. Pentru că 100... A, nu, scuze. E 1220, nu? Și pare că să meargă. Dar uite că... un pic prea mare. Pare a fi... și am controlul de aici. 8 ori 5 fac 40. Trebuie să se încheie împărțirea asta. Mă ținea să facă exact. 9 ori 5 făcea 45. Și 5 aici nu-mi încheie împărțirea. Da. Știi că trebuie să se împarte exact. Asta e, se divide obligatoriu dacă asta e numitorul comun. Până acum așa mi s-a întâmplat. Deci 8 ori 5 vorbește, te rog. 8 ori 5, 40, da. 0, 4. Da. 8 ori 2. 8 ori 2, 16 și cu 4, 20. Da. 2 în minte. De 8 ori 0... 2, din nou. 8 ori 1. Că ai zis 8 ori 2, 16 și cu 4. Ai adunat? Suntem la ultimul. 8 ori 2, 8 ori 1, 8 și cu 2. 8 ori 1 și cu 2, 10. 10. Ce ciudățenie că asta n-am mai întâlnit. Era de aștepta că de 8 ori 125 face 1000. Asta știam. Și am fost obligat din cauza aceea. Ia să vedem. 2. Cum? 220? Păi e mai mare 220 față de 125. Nu se poate. Poate logica mea avea sens cu 9? Că eu m-am gândit la 100... Da, avea logica ta, avea sens, dar așa mea, că eu vreau să încheie aici. Și fiindcă tu, noi am intrat aici într-o contradicție, trebuie să o lămurim. Înseamnă că nu 122 la scădere trebuie să fie aici, ci fost 1-0. 0. Ha? Asta înseamnă că am greșit oare la înmulțirea anterioară? Deci sunt nevoit să iau de la început. Cât privește 712.250, este corect, pentru că la celelalte împărțiri situația a fost bună. Și acum mai iau încă o dată împărțirea, n-am încotro. Sigur că ar trebui să fac înmulțirea ca să controlez, dar să ne închipuim că avem împărțirea asta de făcut. Și undeva am greșit. Deci am spus de 5 ori, da? Da. 5 ori 125 fac 125, 5, 625. Bun. Hai să vedem scăderea asta. Scăderea. 7 din 12 vorbește tu. 7 din 12... Nu, 7, 5 din 12. Nu. 5 din 12 este 7. Bun. Doi din 10, ce? Doar nu suntem legați. Da, 8. 8? Nimic. Și nimic. L-am coborât pe 2. Bună bifă. 5. Nu l-a coborât pe 5 la 1220. Da. Asta... da. Deci, 872. Am coborât pe 872. Și... am spus noi dintr-un calcul foarte atent că ar merge de câte ori? De 6 ori. 6 ori. Hai să vedem dacă mulțim. 6 ori 5. 6 ori. 5, 30, nu? Da. Stai, doar mai... ok, nu. 6 ori... 2, 12. 6 ori 2, 12.
Și cu 3, 15. Și cu 3, 15. 6 ori 1, 6. 6 și cu 1, 7. Foarte bine și până aici. Din ce în ce mai atenți. Să vedem 2. 5 ori. 2 scăzut 0, 2. 7 scăzut 5, 2. 1. Bun și până aici. Dă 5 ori. Asta e. Ce am greșit aici? Când am coborât pe 2, nu i-am pus punct. Și fiind multe cifre, am pierdut de vedere. Deci atenție multe. Ne-am dus repede spre 0. Parcă vreau să încheiem repede găsițiul. Nu. Șterge 1220 și aici e sub... Sub 5 aici este 1122, coborâm pe 5. 5. Atunci, chiar atunci ar fi fost cu 9. Acum cu 9, da. Cu 9, da. Se justifică cu 9. Ia să vedem. Va fi 1125. Deci 9 ori 5, 45, 5 și 4. 1125. Deci 1000, așa face, nu? 1125. Da. Scădem 0, 0, 1, nimic. Ok, ok, acum. Și acum și după aia 8. Coborâși pe 0 ăsta, facem 1000 și merge de câte ori? Că am văzut, a trecut. Merge de? 8 ori. 8 ori. Și care? 8 ori 125. De 8 ori, că de 25 fac 200. 8 ori 100, 800 fac 1000 fără să mai pierd timp. Și gata, am reușit. Ce am învățat din împărțirea asta, Măriuca? Ce am învățat? Cu cine am ales noi din împărțirea asta? Că am transpirat. Eu crede-mă că am transpirat așa. Ce trăsnai? Știam sigur că e o greșeală, dar nu știam unde. Dar, cu cine am ales? Ce trebuie să fim? Când avem împărțiri cu a unui număr mai multe cifre, acum a fost aici din 6 cifre. Să fii atent. La coborât nu mai greșesc eu. Dacă mai pun câte un punct acolo când cobor. Ca să știu unde am rămas cu coborâtul. Ăla e reflexul meu că când eram la școală, atunci când eram la școală, dacă nu puneam o virgulă sau un punct deasupra numărului care trebuie să cobor, pac, îmi scădea nota. Păi bine, da, bine. Foarte bine făcut. Foarte bine. Acest reflex trebuie actualizat, trebuie, să spunem, împrospătat, ca... Uite, că aici ne-am ales cu chestia asta. Am greșit din cauza asta. Notează observație. Observație spune așa. Pune în punct sau liniuță sau ce la fiecare coborâre. Că am recunoscut că am greșit. Na? Pune în punct sau liniuță la fiecare coborâre. Și numărul este 5698. 5698, numărul cu care amplificăm. Hai să și mulțim ca să vadă prietenii noștri că nu e o poveste, ceea ce am spus noi. 125 este și au rămas doar 74 ori 77. 74 ori 77. Te rog pe tine să faci mulțirea. Da. Și după aia vreau să întreb ceva. 7 ori 4, 28. Da. 2, iarăși 28 și cu 2, 30. Da. 7 ori 7, 49. Nu 7 ori 7. Atenție, 7 ori e de la început. Începem cu 0. Da, eu nu pun 0. Păi, dar nu poți să spui 7 ori 7. 7 ori 4. Deci, iar de la capăt. Atenție, multe, deci de aici o ia. 7 ori 4, 28, 8. Și 2, 7 ori 7, 49. Tu ai făcut, ok. Eu am scris 77 ori 74, de-aia. Invers, da? Da. Ia să văd, 7 ori 4, 28, 7 ori 7, 49, 49 și cu...
Dacă aici am greșit eu. Bravo. Cu 2, 7 ori 7, 49 deci... cu 2, 51. Eu am așa scris aici. Și acum, 1, 5, nu are importanță, indiferent cum scrim, comutativitatea adevărată și noi ajungem la același rezultat, 8, 9, 6. Hai să văd. 5698. Da? Este același lucru. E... Hai. Iată să le spunem prietenii noștri că acest exercițiu ne-a consumat destul timp pentru că aflarea celui mai mic multiplu comun, punctul 2, ne-a pus într-o situație foarte delicată. N-am găsit nimic comun. Când găsești comun, dintre cei comuni, le picel cu exponentul cel mai mare și îți dă un număr mai mic. Dar acum, fiind necomun, toți au fost luați. Absolut toți. Și totuși ne mai zicem încă ceva. Dacă făceam înmulțirea, cum ai spus tu, să facem tot, și să nu ținem cont... N-am fi avut desfășurarea asta 74 ori 77 ori 125 și atunci n-am fi putut aplica metoda șmecherie aceea ca să vedem cu cât amplificăm principiul mulțirii. Am fi fost obligați, dar obligați să facem cele trei împărțiri pe 712.250 să le împărțim pe rând la 74, la 77, la 125 și să le obținem numerele acestea. Da? Noi am mers în paralel pentru că am avut, am sesizat că, de fapt, cel mai mic multiplu comun este înmulțirea celor trei numere. Neavând nimic comun, cel mai mic multiplu comun este din înmulțirea celor trei numitori. Și acum, când împarți la 1, să rămân ceilalți 2. Când împarți la 77, să rămân ceilalți 2. Și așa am făcut peste tot și iată-ne că am reușit în final să ducem până la punctul acesta. Acum am mai ce să facem? Nimic altceva decât să mulțim și să terminăm greșitul ăsta și să punctăm pe urmă lucrurile minunate pe care le-am... Bine, dar întâi am o întrebare. Te rog. Dar am înțeles și cum o făceai tu. Nu înțelegeam că ziceai să fac că, de exemplu, aici, la 712.250, împărțirea 77. Așa. Nu înțelegem de ce, nu înțelegem ce vreau să te refer când ziceai doar luăm o cifră, 77, doar o dată. Eu din nou, că e atât de important, pentru că merită să facem. Luăm încă o dată împărțirea asta. De 7.112 și știi ce? Atunci când vrei să pui o întrebare și îți vine în legătură cu ceea ce facem la momentul acela, pune acolo, în momentul acela, da, întrebare. Dar eram în mijlocul astea. Am înțeles. Dar uite că acum o reu din nou. Deci împărțim la cât? Pe ăsta la 125. Așa, parcă la ultima împărțire a fost discuția noastră, da? Da, de fapt... Cam la toate. La toate, dar dacă o facem pe asta la ultima împărțire, înseamnă că de fapt înțelegi. Am să explic mai rar ca să vedem exact numărul acela, de câte ori se cuprinde. Tu asta vrei, m-ai întrebat. Cum fac eu această evaluare încât mă apropii cât se poate de clar de numărul respectiv? Da, n-am înțeles. Da, mă, acum asta fac și eu, dar nu numai ție. O fac pentru toți prietenii noștri, că întrebarea ta este atât de importantă, încât mă bucur foarte, foarte tare că ai pus-o. Deci, începe tu să spui. Împărțitorul are câte cifre? Are 3. 1, 2, 3, da? Vom lua și noi 3. Da? Povestește tu acum. Da. Numărul care s-a format, începe să povestești. Numărul care s-a format este 712. Este mai mare decât împărțitorul? Da. Vezi? Și atunci nu mai iau încă o cifră. Algoritmul împărțirii poate să pornească. Da? Dar... Împărțirea poate să pornească. Și acum e momentul care eu
vorbesc și da. Tu am să vorbesc mai rar. Și acum spune așa, trebuie să încercăm de un număr de ori. Acest număr de ori care, pe care trebuie să-l înmulțesc pe 125, cu ce cifră? Încât să mă apropii cât mai mult de 712. 712. Cât se poate de mult, fără să-l depășesc. Da. Deci mă apropii cât de mult, fără să-l depășesc. Și când fac scăt, și când fac scăderea, să nu, să, restul să nu fie mai mare decât împărțitorul. Corect, corect. Ca să nu mai fie nevoie să iei încă de un număr de ori în plus. Și acum am încep raționamentul. Iau prima cifră de aici, a împărțitorului. Da. Și fiindcă de împărțitul, încă în condițiile mele, are trei cifre, înseamnă că ultimele două le lăsa pentru astea două de aici. Că nu împărțitorul, i-au rămas două pe care nu le iau în seamă. Și atunci am o singură cifră, 1, și numărul care s-a format din doar dintr-o singură cifră. Că sunt și situații când am lăsat două și două și cifra asta fiind mai mare, a trebuit să zicem dacă ar fi fost 9. 9 în 7 nu ar fi fost bine. Că atunci am fi luat câte cifre? Dacă aici ar fi fost 9, eu am să fac și modificarea asta. Ar fi luat 2. Dacă aș fi așa, atunci noi 712 față de 925 este și mai luăm o cifră, vezi? Da. Și atunci, cifra de start care mi intră în discuție este 9 în 71. Pentru că astea două rămân pentru celelalte două de aici. Cu alte cuvinte, dacă aici după el sunt două cifre, las și eu două și ce îmi rămân în față sunt cele care îmi intră în studiu pentru a vedea prima cifră de aici în ce este în fața celor două, în cazul nostru. 9 în 71 și zic, 9 ori cât face foarte aproape din tabla mulțirii de 71? 8 e prea mult, deci 7. 8 e prea mult și atunci de câte ori de? De 7 ori. De 7 ori, 7 ori, 9, 63. Da? 63. Da. Bun. Acum, eu văd că aici am în spate un 25, cele două cifre. Da. Și am șansa ca 7 ori 25, 7 ori 25 să spun cât face. Cum? 7 ori 25 fac 100, de 4 ori fac 100, de 4 ori câte 25 fac 100, și încă de 3 ori câte 25, 25, 25, 25 fac încă 75. Deci eu fac cu 175. Deci eu practic la cât am spus 7 ori 9, 63, la 63 mai vin cu o 10 aceea. Și va face 63. Deci aici trebuie să mă duc cu încă, trebuie să fac calculul că nu mi-este clar. Și merg pe, cum ai spus tu, 9 ori 7, de câte ori am zis? De 7 ori, nu? Da. Și vine 7 ori 5, 35, dar de aici trebuie să pun, că am pus punctele și știu bine. 7 ori 2, 14. Și cu cât? Și cu 3. Cu 3. Da. 17. 7 ori 9, 63 și cu 1, 64. Scuze. Și acum, 5 din 12, ajută-mă, că merge cu împărțirea asta, că mi se pare mai interesant asta. 5 din 12. Știi ce? Da, vreau. Scuze, vreau cu Mihai. Da. Deci terminăm. Vrea Mihai să vină la lucru el? M-a întrebat ceva despre mâncare, dar vrea și el după aia, după mine. Așa, știu. Că vrea numai să terminăm împărțirea asta, pentru că am foarte multe lucruri am învățat.
Mi-ar consuma mult timp, dar vezi și întrebarea ta este foarte, foarte, foarte importantă pentru a lămuri. 5 din 12? 5 din 12, 7. 7, da. 7 din... Vorbește tu, condubă. 7 din 2 este 5. Nu mai este din 2. Nu. 11. Așa. 4. 4. 6. 6. 4 din 10 și 6. Și nimic. 6, 4, 7, așa cum spuneai, ne uităm la împărțitor, este mai mic decât... Deci ok. Deci e bine. Așadar, de 7 ori a fost un număr foarte, foarte bun. Nici n-a depășit, când mi-a dat la mulțire 6475, este mai mic, am putut face scăderea, dar ce a rămas nu e mai mare decât împărțitorul, ce e mai mic și atunci e foarte bine. Și acum coborâm pe cine? Cum ne-am învățat, ne-am fript data trecută, coborâm pe 5. Pune linie. Da. 5. Și? Nouă în... În 6 nu se poate. Nu, păi tot așa, Măriuca. Două... Două. În astea. Pardon. Da? Deci 9 în 64. 9 în 64. De 7 ori. 7 ori. Dar cred că e 7 ori, nu 63. Foarte aproape de 64. Da. Și mai vine încărcătură din urmă. Dacă trebuie de 7 ori, uite cât face de 7 ori, că am făcut o dată trecută. Faci 6.475. 6.475. Exact așa. Deci merge de câte ori? Ai să-ți bine. Merge de 7 ori. 7 ori. Și acum zicem, 7 ori 5. 7 ori 5. 35. Da. Ținem 3 în minte. 7 ori 2, 14 și cu 3, 17. Ținem 1 în minte. 7 ori 9, 63 și cu 1, 64. Perfect. Era deșteptat. Da, era deșteptat că data trecută ne-a dat 6475, tot 6475. Trebuia să mulțirea cu 7. Deci, e perfect. Acum 0. Coborăm pe 0 pe care îl ducem la cât și 760, 770. Deci, la întrebarea ta. Ok. La întrebarea ta. Cum anticipez? Ca asta era întrebarea. Cum anticipez cât mai exact cifra pe care o folosesc încât să nu mă aflu în situația să iau la întâmplare numărul respectiv și să văd că la scădere e mai mare sau la înmulțire să depășesc capacitatea numărului respectiv, posibilitatea numărului respectiv. Și atunci am spus așa, această chestie merită să o vezi. Deci împărțitorul, după ce am stabilit că pornește, împărțitorul câte cifre are? Împărțitorul 3. Are 3. Noi, fie în cazul de început, fie în cazul ăsta după ce am coborât, am avem 4 cifre. Nu? Sunt și aici 1, 2, 3, 4 și aici, din clipa în care am coborât, tot 1, 2, 3, 4. Sunt 4 cifre. Două cifre le dăm pentru ce urmează, două de la împărțitor, două la de împărțit, că ăsta e de împărțit acum, și mi-au rămas două pentru prima cifră. Și atunci eu întreb 9 ori cât fac? Nu mai zic 9 ori 6, că 9 ori 6 nu se cuprinde. Adică 6, 9 ori 6 nu se cuprinde, ci 9 ori 64. Și am spațiu. Am spațiu să zic 9 ori 64. Pentru celelalte două au rămas pentru împărțitor.
celelalte două cifre. Deci aici e secretul pe care tu nu-l stăpâneai. Da. Că, nu? În momentul în care am adăugat o cifră, trebuie să constat că s-a format un număr mai mare decât împărțitorul. Nu totdeauna se întâmplă. Sunt și situații când punem cifra și nu e mai mare decât împărțitorul. Și atunci punem de 0 ori și mai coborâm o cifră. Dar pentru ca să pornească exercițiul, trebuie să se întâmple totdeauna așa. Ca să te apropii cât mai bine de cifra aceea pe care o încerci, trebuie să ai de după prima cifră a împărțitorului, o încerci fie într-una, dacă e mai mare, fie în două. Dar neapărat te-ți rămâne exact cât ți-au rămas, câte cifre ți-au rămas la împărțitor, tot atâtea trebuie să-ți rămână și la de împărțit. Adică când am zis 9 în cât, nu 9 în 6. Pentru că rămân după 6 câte cifre? 4, 7, 5, rămân 3 cifre. Iar dincolo, după 9 câte sunt? 2 cifre. 2. Și atunci tu trebuie să te duci 9 în 64. Și după aia 26 în 76. Da? Deci aici e frumusețea. Repet, ai pus o întrebare atât de interesantă încât tu ai sesizat un lucru. Făceai tu acolo în mintea ta, dar nu, eu nu am înțeles bine ce anume, ce raționament aveai tu. Cum elaborai? Cum te apropiai de cifra aceea atât de bine? Da? Și punându-mi întrebarea, acum ți-am răspuns și aș vrea să cred că prin antrenament vei înțelege și tu, nu vei mai avea dificultatea asta, că era o dificultate pe care tu o aveai în sensul ăsta, că trebuia să fii mai mereu încă un pic, încă un pic, încă un pic, dacă îți rămânea restul, nu? Mai mare, măreai cu una, cu două, uneori săreai de... Nu exersezi la împărții. Da, și atunci aveai nu aveai o viteză atât de bună la împărțire, ci până când reușeai să faci împărțirea, pierdeai mult timp. Dar acum ai înțeles așa, că nu uita, punem totdeauna punct, 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 liniuțele acelea, ca să vedem ce coborăm, că ne-am fript odată. N-am coborât o cifră. N-am coborât o cifră și ai văzut ce s-a întâmplat. Aveam de gând să spunem că nu se poate face împărțirea. Acum ne-i limpede. Mă rog, să terminăm egășițiul. Deci trebuie să mulțim cu 5, cu 3, cu cealaltă cu 7 și să vedem ce ne rezultă de aici din înmulțirea asta. Hai! Ok. Deci vom spune 9625 ori 5. Deci 9000. Trebuie să mulțim, nu? 9625 ori 5. Și te rog să mulțești tu. 5 ori 5. Zic cu voce? Da, 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 da. 5 ori 5, 25. Da. 5 ori 2, 10 și cu 2, 12. Da. Unite. 5 ori 6, 30 și cu 1, 31. Da. 9 ori 5, 45 și cu 3, 48. Da. Deci, 48.000, 125, minus, acum, 9.250, ori 3. Și ia să vedem cât obținem. Mm-hmm. Hai, 3 ori 0. 3 ori 0, 0. 3 ori 5, 15, ținem un aminte. 3 ori 2, 16 și 1, 7. Da. 3 ori 9, da. 3 ori 9, 27.
27, sigur, da. Așa, rapid, ca să 3 ori 10, 30, încă un 3 mai puțin, 3 ori 9, 27. Rapid, rapid trebuie să meargă, ca să nu cumva să zici 24, că e 3 ori 8. Deci, fă niște asocieri care să-ți permită viteză foarte multă. Deci, 27.750 plus acum 5.698 ori 7. 5.698 ori 7. 7 ori 56. Da. 5 minute. 9 ori 7, 63 și cu 5, 68. 7 ori. Deci, 7, 9, 63 zici cu 5? Da. 68, ai zis bine, da? Da, 68. Da. 7 ori 6. 7 ori 6, 42 și cu 6, 48. Da. 8, 4. 7 ori 5, 35 și cu 4, 39. Da, 39. Deci plus 3900, 38.000, da? 39.000, pardon, 39.886. Totul supra, numitorul comun 712.250. Și egal cu. Hai să facem adunarea și plus scăderea. Cinci cu șase. Dar nu întâi facem scăderea? Putem face în ordinea asta, că avem de unde, că 48.000 e mai mare decât 27.000, putem face cum ai spus tu. Dacă ar fi fost celălalt mai mare, știi, am fost obligat să facem adunarea. Și până să facem scăderea. De data asta putem face. Hai. Bine. 5 minus 0, 0. Stai. Vorbește. Ok, scuze. 5 din 12. 5 minus 0. Pe egal cu 5, nu 0. Cum? 0 din 5? Egal cu 5, ai zis bine tu. Bine că m-ai corectat. 5. Apoi 5 minus 5 din 2 nu se poate, 5 din 12. 5 din 12 7. Da. 3. Da. 7 din 10 3. 0. Da. 2. 2. Plus 39.000. Da, deci 20.375 plus 3.986, ok. 11. Da. 16. Sau bine 6. Da. 12. Da. 10. 6. Am pierdut firul. 5 cu 6, 11, ai zis bine. 7, 16, bine. 4 cu 8, 12. 9, 1, 0. 0, 0. 0 și 32, 5 cu 6. E bine așa, da? Uh-huh. 60.261 supra 712.250. Și egal cu? Să vedem dacă asta e fracție ireductibilă. Acum începe munca asta. Foarte interesantă. Ok, deci...
La 2. Ce divizor are ăsta de jos? Hai să zicem pe toți. Ți amintești, era 2, 5, era 5 la 3 acum. Stai. Deci. Da, 5. Are 5, 2, 5. Are și 7, parcă. Da. Are 15. 37. Și 37. Așa este. Și atât. Bun. Deci, eventual, noi căutăm la 2. Bine, și 25. La 2 căutăm noi și nu are, când se împarte la 2. La 5. La 5 nu. Nu. Că dacă nu e la 5, nici la 25 sau 125, nici vorbă. Da. La 7. La 7 trebuie să muncim. E 60.261, să încercăm să vedem dacă se împarte la cât am spus eu, la 7 parcă. Uh-huh. 7 în 60? 8 ori. 8 ori 7, 56. Da. 6. Coborăm pe 2. 0, 1. Nu, nu se împarte. Bun, 42? Am făcut rezultatul. De 6 ori. De 6 ori 7, 42. Da. Nimic. Coborăm pe 6. Nu se poate. Adică merge de 0 ori. 0 ori. Așa. Și după aia 1. Și apoi 1. 61. Da. Nu. Nu e nimic în tabla mulțirii ca să facă. Deci nu se împarte. La cine ar mai trebui să încercăm? Obligatoriu. La numitor. La 11. Că mai există, în afară de 7, da, există și 11 și 37. Ăștia doi meargă. Deci să încercăm la 11, ia să vedem. Nu prea cred. Da, noi trebuie să încercăm, ne facem datoria, știi? Da. Antrenament. Și antrenament, dar eu nu m-am gândit, numai că așa trebuie să facem. Ca așa. Da, adică nu avem voie. Nu avem voie să tragem concluzia că ăsta este număr prim. Adică după ce încercăm. Că fracția e ireductibilă. Știi că noi trebuie să dăm în final răspunsul dacă este ireductibilă sau nu. 5. 5. 55. Da. 5. 2. Da. 4. Da. 44. Da. 8. 6, nu. Nu. 86 merge de 7 ori. Da. Ia să vedem, 7 ori 77. 9. Da. Și 91. Nu merge. Deci, n-a mers la 2, n-a mers la 5, n-a mers la 7, n-a mers la 11, la cu 37 mai avem. Că eventual, cel mult 37, dacă merge, ca să putem face alte numere, nu ne interesează, pentru că nu vrea ăsta de jos, că noi trebuie să simplificăm pe unul comun, adică să se împartă și cel de sus și cel de jos. Cum cel de jos vrea doar la 2, la 5, la 7, la 11, la 37, pe să le căutăm. Deci 712.250 împărțim la 37 și să vedem. Dată. Dar noi facem cu Dar noi facem cu
60.261. 60.000. Da. Ăsta se împarte la 37. Ăsta da. Se împarte la 37, că doar a intrat în componența lui. Da, mă, că pe el trebuie să-l testăm. Bine, Mărica. Am obosit. 60.261 să împărțim la 37. Ia să vedem dacă vrea. Odată. Odată. 37. 23. 23. Pune linie. Da. Pune linie. De câte ori are? Pune linie. Așa, pun acum, că am pățit-o. Vrei să vezi cum gândesc eu? Deci, numărul împărțitor are două cifre. Două cifre. Și împărțitorul, de împărțitor are la noi trei cifre. 2, 3, 2. O cifră îl iau pe 3 în două cifre. Ca să-i rămână o cifră 2, cum a rămas 7 aici. Da. Și întreb, 3 și în 23. Cel mai aproape este cu ori 7. 7. 7 ori 3, 21. Dar din cauza că după el, după 3, urmează unul foarte puternic, 7, cifra 7, care și îl încarcă foarte mult. Și atunci am să le iau 6. Ah, ok. Deci ai văzut? Deci văd, mă uit și aici ce urmează după el. Deci 18. Așa, deci de 6 ori. Ia să vedem dacă am dreptate. 6 ori 7. 6 ori 7, 42. 42, 2 și 4. 2 și 4. 6 ori 3. Scuze. 6 ori 3, 18. Și cu 4. Și cu 4, 22. Vezi? Vezi că am avut dreptate. I-am cu 6, dacă dădeam cu 7, sărea, sigur. Ia să văd. Iarăși un număr cu toate, cu toate cifrele la fel. Da, s-a blodit. 1, 10. 10. E mai mic decât 37, deci e bine. Obărăm următoarea cifră. 6. 6. Deci 3. De două ori. Adică... Cred că ai dreptate. 4, 3 în 10, nu? 3 în 10 ar merge de 3 ori. Da, da, că vine 7-lea ăla. Cred că bine cum ai gândit tu, de 2 ori. Hai să vedem. 2 ori 7. 2 ori 7, 14, 1 minte. Da. 2 ori 3, 6 și cu cel din minte... 7. 7. 2. Da. 3. 32, bun. 32, e ok. Față de 37, foarte bine. Vezi tu, Măriuca, ai prins poanta. Că erai tentată că 3 în 10 merge de 3 ori, 3 ori 3, 9. Aveai spațiu, dar e prea mic. Da, prea puțin, că vinea 7-le ăla care aduce mult. După 37, 21, vinea cu 2 și ceva. Dacă 7 era mai puțin, poate că mergea să facem cu 3. Deci dacă în loc de 7 ar fost un 5 sau un 4, mergea ceva cu 3. Mai mic. Da? Ceva mai mic, corect. Și acum coborăm și pe 1. Acum și pe 1 coborăm. Acum 32, nu? 32. Cel mai apropiat este
De 10, nu, de 9 ori. 9 ori 3, 27. Cred că e bine, că ai spațiu destul de mult. 9. Ia să vedem. 9. 9 ori 7, 63. Da, 3 și 6. 6 în minte. 9 ori 3, 27 și cu 6, 33. Oh, l-a depășit, mă, de puțin. Deci. Nu-i bun 9, ci 8. Da? Ai văzut? Deși ți-ai lăsat spațiu, dar vine puternic, e 9 ori 7, 63, caut 60, 6 acela care se adună la... E așa, e valoarea care trebuie să o facem și nu ne-am dus până la capăt. Trebuie să spunem 9 ori 7, 63, 6 acela și cu 9 ori 3, 27, făceai repede 27 și cu 6, 33, gata, vedea că depășește. Și nu mai apuci să scrii, ci în mintea ta să vezi și vrei repede cu 8. 7 ori 8, 56, hai. 7 ori 8, 56. 6, 5 în minte. Da. 8 ori 3, 24 și cu 5, 29. Așa. Ok. 5. Da. 2. Deci, 11, 2, da. Și nimic. 25 e mai mic decât 37, e bun. E clar că am ajuns la capăt, e clar că împărțirea nu se mai poate face. În concluzie putem spune că numărătorul nu acceptă. Adică 60.261 deci, nici pe 2. 60.261 supra 71 de 70 712.250 este ireductibilă. Asta e, asta e. Acum am tras concluzia că fracția asta este ireductibilă. Vreau să te... Asta e că e legat cu numitorul ăsta. Da. Dar dacă am fi avut o pia la studiu, pe 60.261, spune ceva, ia vezi tu dacă ăsta e număr prim. Cum ai fi procedat tu ca să studiezi acest număr, 60.261, și să constați dacă este sau număr, este sau nu număr prim? Deci el e destin stătător. Nu intri în comparații cu numitorul de aici. Okay. El ca număr. Aș trebui să-l studiez. Așa, îl iei deoparte și începi. La 2 nu se poate. Ar trebui să-l studiez până când... așa, asta vreau. Va fi mai mic decât de împărțitorul. Deci până ajungi la o împărțire, când câtul împărțirii e mai mic decât împărțitorul, nu cât de împărțitorul. Împărțitorul. Cât de împărțitor știi. Iar drept împărțitori îi iei pe numerele prime, toate. Da? Te urci cu numerele prime, 11, 17, 20, nu ai voie să pășești niciunul. Că nu știi pe el care îl pășești dacă nu cumva chiar ți asigură împărțire. Și chiar ăla e divizorul. Știi? N-ai voie să pășești niciun număr prim. De aceea toate numerele prime se iau în studiu până când ajungi la împărțire. Și asta va fi și tema pentru mâine. Studiază, notează. Să se studieze dacă 60.261 este sau nu număr prim. 60.261 este sau nu număr prim. Bine. Da? Stai.
60.261 este sau nu număr prim. Prim, ok. O parte, știi cât am încercat? Am încercat pe 3, 7, dar pe sărite. Da, da. Am încercat și pe 11 și pe 7, dar nu l-am încercat pe 13, nu l-am încercat pe 17 și pe 19. Vă să văd dacă e prim sau nu. Da? Deci vei vedea dacă este sau număr, nu număr prim. În momentul de față, în comparație, luând fracția asta, numărător, numitor, am constatat că ea este ireductibilă, deci nesimplificabilă. Mărica, hai să vedem cu ce ne-am ales. Am muncit destul de mult, foarte mult chiar, la... După aia poate Mihai să fac cu tine? Poate? Mihai să fac cu tine. Vreau să fac, sigur, dar facem un pic de pauză. Acum sau mai târziu? Păi câteva minute te sunăm când eu fac și eu un pic de pauză. Îmi dă mesaj sau tot. Așa, 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 așa. Dar vreau să... Recapitulare. Vreau să punctăm aici, să facem o sinteză a orei. Cu ce ne-am ales? Știi că tata îmi spunea de foarte multe ori să scriu sinteza a orei, adică să spun punctele importante pe care le-am atins. Da. Deci chiar să notăm așa, sinteza orei. Adică observațiile foarte, foarte importante. Asta înseamnă. În descompunere, hai să luăm de acolo. În descompunerea numitorilor 74, 77, 125. Ok, descompunerea numitorilor. Da. Nu am găsit numere prime comune, nu? Da. La aflare, hai să spunem, la aflarea. La aflarea descompunerii. La aflarea cui? Ce-am... Numitorilor. C, doar acolo am, da? C, M, M, 3 de M, C. La aflarea celui mai mic multiplu comun, n-am găsit factori comuni. Da. N-am găsit factori comuni. Comuni. Și în paranteză spui, îi luăm pe toți factorii. Îi luăm pe toți cei necomuni, fără să stăm pe gând. Da? În paranteze. Îi luăm pe toți cei necomuni. Asta e o primă observație. Îi luăm pe toți cei necomuni. Pe toți cei necomuni. Și în cazul ăsta, care a fost numitorul? Cel mai mic a fost mulțirea. 74, 77, 125. Și atunci cel mai mic multiplu comun a fost egal cu 74 ori 77 ori 125. Că, da. Da? În final așa s-a întâmplat. Alte chestiuni care a meritat așa în mod deosebit. Că există o altă metodă să afli cu cât să amplifici. Asta e. Deci dacă tu ți-ai dat seama, acum, zici, aflarea numerelor
afara numerelor cu care amplificăm fiecare fracție, aflarea numerelor cu care amplificăm fiecare fracție, se face prin două metode. Da? Adică fie împărțim amic, fie împărțim cel mai mic multiplu, nu? Da. Numitorul comun, fie împărțim numitorul comun la fiecare fracție în parte. Da. Asta. Și B, prin comparație. Adică din exprimare, în cazul nostru, ne-am dat foarte repede seama. Că dacă la 74 ne-a rămas 77,125 și am înmulțit. În loc să facem împărțirea numărului 712.250 la așa, am făcut împărțirea. De asemenea, aș vrea să punctăm foarte tare și observația ta, că mi-a plăcut foarte, foarte mult. Cum să spunem, încă o liniuță și spunem... Cum să formulăm noi? Să formulăm într-un fel. Aflarea sau... Hai să zicem așa. Când facem o împărțire, să le spunem așa. Chiar scriem un cuvinte acolo. Când facem o împărțire, când facem o împărțire, când facem o împărțire, da, trebuie să găsim cifra, cât cifra care să se apropie cât mai bine de cea, trebuie să găsim cifra la cât, nu? Când facem o împărțire și construim câtul, hai chiar așa spune, când facem o împărțire și construim câtul, și construim câtul, da, cifra, cifra pe care căutăm să o mulțim cu mulțitorul, împărțitorul, că e de împărțit, împărțitorul. Cifra pe care o căutăm să o mulțim cu împărțitorul, împărțitorul, se găsește așa cum am explicat în film. Hai mă, că se mai frumoasă. Chiar, cum să zici? Păi așa mă, că așa cum am explicat în film, eu sunt, e să vadă cum am explicat-o, ce să-i fac. Cifra, cum? Cifra de la cât, dacă... cu care înmulțim înmulțitorul, se găsește așa cum am explicat în film. Îți place, nu? Așa face cel care e comod, cum suntem noi acum, că am obosit. Și nu mai avem răbdare să scriem în cuvinte. Dar de ce, cum am explicat în film, să vadă filmul. Și provocăm să vadă filmul. Păi, oricum, dacă vrea să vadă sinteza, tot trebuie să se uite la film. De... Sigur că da, film, că sinteza... Acum tata mai pune uneori și în... Acolo, în partea de început a lecției, ce tratăm noi, că noi am zis operații cu fracții, dar, din păcate, nu ne-am dus până acolo. Numai la ce operație ne-am dus? La adunare și scădere. Doar atât am putut să facem. Și asta a fost tema aceea frumoasă care ți-am dat-o, pentru că, într-adevăr, au fost și te numele... ceva frumos, dar ai dat în grabă.
Ei, din nou. O inspirație extraordinară. Te întreb cum nimeresc așa niște găsiți de acestea care solicită foarte multă muncă și din care învățăm foarte, foarte multe lucruri. Foarte multe lucruri. Și din grabă, adică nici nu te gândești. O să spun la puterea asta, să adun așa, să fac așa, ca să dea asta, ca să fac așa și gata, ți-am dat tema. Nu, așa, în grabă, repede. Aruncate, parcă, da. Uite, Măriuca, chiar să-l întreb și pe tata. Eu nu pregăteam niciodată lecții. Toți profesorii își pregătesc lecțiile. Asta făcea doamna mea învățătoare când eram online. Pregătea lecția, era pur și simplu pe calculator, da. Partaja ecranul, era ca un filmuleț făcut de altcineva, nici făcut de ea, da. După aia niște poze și gata, s-a terminat ora, hai pauză. Da. Parcă înțelegem ceva. Deci cu nimic nu te alegi. Ori de câte ori sunt... Eu ușor ai descoperit că eu trăiesc lecția asta. Eu sunt participant la lecție. Nu sunt așa... Citești dintr-o carte, iei un exercițiu dintr-un manual și îl pui acolo și îi dai drum la el. Nu. Pur și simplu acolo, pe fața tablei, trăiesc exercițiul și îl compun acolo. Și deodată cu tine nici nu știu să-l fac. Pot să spun, n-am răspunsul, ci împreună cu elevul încercăm să descoperim, să vedem cu ce ne alegem, discuțiile acestea. De aceea lecțiile acestea... Poate să deja știu răspunsul și asta mă enervează. Nu, încep ușor să descoper că lecțiile acestea sunt frumoase, în care profesorul stă cot la cot cu elevul și muncește cot la cot cu elevul. Există și riscul să greșească și el. Cum ai făcut tu azi? Nu numai o dată. Și tu ai observat că la un moment dat, acum ce căuta? 712.250 căutam noi să împărțim la... Nu, că 60.000 era obiectivul nostru. Da. Și tu ai spus, păi stai, dacă tu ce faci acum? Noi nu trebuie să terminăm cu 60.000, nu de el ne ocupăm. Deci, aceste lucruri sunt cele care fac atenția trează și a elevului. Îi participăm și el la lecții. Nu de foarte multe ori, întreabă și pe tata, pe Cristi, că de multe ori așa lecțiile mele țărșeam și cu ei și se întâmpla de fiecare dată ca ei să contribuie la lecții. Nu, e greșit acolo sau nu-i bine acolo. Astea sunt. De aceea și comentariile pe care să le vezi în continuare, da. Așa, sunt cele care vorbesc despre naturalețea lecției. Face și măieții, da. 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 O să ne oprim aici. La revedere și ne vedem mâine. Pa! Da, îmi dă mie mesaj când... Da, scriu-mi la Mihaela, Măriuca, când... Pa! Da, sunt Mihaela, pa! Pa! Gândiți la mami!